Care este statutul fostului președinte al României, Traian Băsescu, acum în PMP? Înțelegem de la domnul Diaconescu că locul ar fi liber. Este într-adevăr locul, a rămas locul liber, a plecat Traian Băsescu din PMP? Nu. Sau ce să înțelegem din această declarație? Nu știu, am citit și am ascultat, chiar am ascultat această declarație a domnului președinte Diaconescu, care m-a uimit, pentru că acum 3 ani de zile, chiar acum 3 ani, pe 16 iunie, a fost un congres al Partidului Mișcarea Populară, unde președintele Traian Băsescu a primit acest titlu de președinte de onoare al PMP. Eu nu cunosc să se fi schimbat ceva în acești ani, în aceste ultime luni, mai cu seamă că eu sunt printre cei care, deși nu am candidat la congres, am pregătit congresul de anul acesta, din martie, și cunosc modificările la statut. Nu cunosc să existe modificări în acest sens. Nu reușesc să înțeleg declarația domnului Diaconescu cu privire la domnul președinte Traian Băsescu. De altfel, președintele Traian Băsescu este europarlamentar PMP, este cel mai bun europarlamentar pe care îl are România, nu poate nimeni să conteste asta, pentru că are o experiență politică, în primul rând, excepțională și ne reprezintă pe toți, nu doar pe cei din PMP, ne reprezintă pe toți în Parlamentul European cu foarte multă pricepere. Să știți că eu regret foarte mult abordarea pe care a avut-o domnul Diaconescu cu privire la președintele Traian Băsescu, pentru că a creat destul de multă rumoare în spațiu public și nu cred că era cazul. Și în partid? Au fost reacții și în partid după această declarație? Membrii PMP știu că președintele Traian Băsescu este PMP și PMP este Traian Băsescu, oricât s-ar chinui unii alții să schimbe lucrurile acestea. Cum arată partidul acum, cu noua conducere, da? Cu domnul Cristian Diaconescu? Ce s-a schimbat? În bine, rău? Nu știu, timpul va demonstra. Se pregătesc colegii din filiale de alegerile locale parțiale care sunt pe 27 iunie. Vor fi candidați, da, ai PMP peste tot? Sau înțeleg că nu. Dar sunt destule localități. Aș vrea să punctez că la Bragadiru, aici în Ilfova, am un colegă care candidează și eu cred că are șanse. Data trecută aici și pe locul 2, Teodora Brabete de Sagă. Acolo primarul a fost închis, ales în septembrie și la pușcărie acum. Cred că e nevoie de un pic de, sau de mai multă schimbare în Bragadiru. De altfel, în întreaga țară, și în Dol, și în Mehedin, și în Suceava, sunt multe locuri în țară unde colegii, și la Galați, sunt multe locuri unde colegii mei au candidați și noi suntem al treilea partid ca număr de aleși locali la nivel național. Noi am obținut 6% la alegerile locale, un rezultat de care echipa care s-a ocupat atunci, suntem foarte mândri de acest rezultat. Avem peste 2100 de consilieri locali, consilieri județeni, suntem în 23 de consilii județene. Așteptarea mea este ca eforturile din ultimele luni ale acestei conduceri să plaseze partidul măcar pe același loc bun. Eu m-am văzut, colegii mei sunt în campanie, e o campanie mai scurtă, știți că la alegerile parțiale sunt doar 2 săptămâni, nu este o lună. Da, sigur, dificil și prin pandemie, am trecut noi printr-o perioadă mult mai dificilă anul trecut când era criza sanitară. Și e o campanie despre care nu prea se vorbește și nu prea am văzut-o prezentă în spațiul public. Nu există interes, pentru că partidele mari își dispută acum și propriile congrese și atunci sunt bile albe, bile negre în funcție de rezultate pentru actualele conduceri și atunci cred că sunt și alegeri în organizațiile județene și cred că și din acest punct de vedere, da, eu am încredere în munca pe care o fac colegii mei din filialele județene, în primul rând, și nu, așteptarea mea este că acolo unde au fost rezultate în trecut să fie și acum. Se implică, există implicare din partea conducerii la aceste alegeri? Așa e firesc, nu? N-am văzut că sunt în teritoriul colegii, ceea ce este absolut normal. Nu trebuie sprijinite filialele județene, nu cred că există altă variantă de performanță. Așa s-au întâmplat toate campaniile. Noi mergeam județ cu județ, mergeam în localitățile mari. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-o campanie. Eu cred că Partidul Mișcarea Populară a rămas cu aceea structură la bază, mă refer aici la filialele sale,
E o structură consolidată. Și cu toate că noi am ratat intrarea în Parlament la 3.000 și ceva de voturi la Senat, de exemplu, și ceva mai multe la Camera Deputaților, eu văd astăzi că structura partidului există în continuare, ceea ce arată că partidul are șanse reale să-și continue drumul. E nevoie doar de foarte multă muncă și de o foarte bună comunicare și strategie, să zicem așa. Sigur, alegerile astea locale parțiale pot fi sau nu. Eu știu... clarificatoare așa cu privire la ce se întâmplă într-un partid sau dar în altul. Dar poate fi un start pentru actuala conducere, nu? Un test, un prim test. Putem să spunem că este un prim examen, da, pe care îl au colegii, dar nu știu, bă, văd că ei sunt implicați. Dar pe termen lung există o strategie la nivelul PMP, cel puțin în privința relației pe care ar putea să o aibă cu Partidul Național Liberal la viitoarele alegeri, că presupun că vor fi alianțe, adică ne așteptăm la genul acesta de mișcări. Există o strategie pe termen lung din ce știți? Cred că asta ar trebui să întrebați pe colegii din conducere și în primul rând pe președintele Cristian Diaconescu. În ceea ce mă privește pe mine, eu am fost întotdeauna împotriva oricărei fuziuni, nu doar cu PNL, în general. Am fost împotriva oricărei fuziuni, am crezut întotdeauna că PMP trebuie să meargă pe drumul său. Înțeleg din toate declarațiile publice și din discuțiile pe care le-am avut că se menține această viziune sau această strategie, să-i spunem așa. Repet, partidul este al treilea ca număr de aleși locali la nivel național, are doi europarlamentari, pe Traian Băsescu și pe Eugen Tomac, iar președintele Traian Băsescu a făcut enorm, la fel ca m-a făcut și Eugen Tomac, pentru PMP. PMP datorează foarte mult președintelui Traian Băsescu. De asta spun că un titlu sau nu, astfel de declarații, cum a fost cea nefericită de zilele trecute, nu și-au loc. PMP datorează enorm președintelui Traian Băsescu. Și fiecare dintre colegii care la un moment dat a avut mandat, da, de parlamentar sau chiar la nivel local, sigur, e multă muncă, dar datorăm cu toții politic ceea ce suntem președintelui Traian Băsescu. Ați discutat personal sau ați încercat să discutați personal cu domnul Cristian Diaconescu, să lămuriți această declarație? Totuși există, nu știu, se păstrează o relație între vechea conducere și actuala conducere? Nu am discutat acest aspect. Domnul Diaconescu este în teritoriu, am văzut în regiunea Oltenia, unde sunt candidați la alegerile locale, deci e în teritoriu și nu. Când va reveni în București, discuta dacă se va ivi această discuție. De altfel, fiecare dintre noi încercăm să mai sprijinim colegii care candidează, cum și eu am fost la colega de la Ilfov și am mai discutat cu alți colegi din zona Moldovei care au candidați în perioada aceasta. Încercăm pe această ultimă săptămână să ne concentrăm eforturile în direcția aceasta a campaniei, dar, repet, e nefericită declarația.